numele Domnului Iisus, deschidem serviciul divin cu imnul 594, Porți de Sabat se deschid. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, suntem plini de recunoștință la adresa numelui Tău pentru bucuria pe care ne-o faci în această zi, să fii prezent în mijlocul nostru, să binecuvintezi fiecare suflet care a găsit plăcere să vină în casa Ta și a găsit porțile larg deschise, Doamne. Îți mulțumim din toată inima și din tot sufletul, Tată bun din ceruri, că în bunătatea și dragostea Ta ne oferă această minunată ocazie să stai de vorbă cu noi în această oră. Te rugăm din toată inima și din tot sufletul să binecuvintezi vorbitorul, Doamne, să reverși Tu asupra Lui Duhul Tău cel Sfânt și tot ce va face astăzi aici să aducă onoare și slavă numelui Tău. Dorim, Doamne, din toată inima să punem pe brațul rugăciunii toate persoanele care se află astăzi prezente la închinare aici. Tu, Tată bun din ceruri, cu siguranță cunoști fiecare suflet, Tu cunoști fiecare frământare, Tu cunoști fiecare bucurie a sufletelor noastre. Te rog din toată inima să fii Tu prezent și fiecare să plece binecuvântat de aici astăzi. Îți mulțumim din toată inima și din tot sufletul pentru această ocazie, Doamne, pentru acest popas. Ajută-ne să pregustăm cerul astăzi și tot ce facem să Te onoreze pe Tine. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru bunătatea și dragostea Ta și Te rugăm ca voia Ta să se facă. Să asculți Tu fiecare rugăciune spusă în taină, rostită cu glas tare și să-și găsească fiecare împlinire în Tine. Fii slăvit prin Domnul Hristos. Amin. Jean Hus l-a pus pe Dumnezeu pe primul loc. Jean Hus și-a pierdut viața atunci când l-a pus pe Dumnezeu pe primul loc. Ce putem învăța de la el, care să ne ajute să-l punem pe Dumnezeu pe primul loc astăzi în viața noastră? În secolul al XIV-lea, Biserica Romano-Catolică vindea indulgențe familiilor care doreau o garanție că cei dragi ai lor ajung în cer și nu ard veșnic în iad după ce au murit.
Persecuția era sigură pentru toți cei care puneau sub semnul întrebării autoritatea bisericii și în special autoritatea papei. Papalitatea devenise fiara apocaliptică descrisă în Biblie. În această perioadă întunecată din istoria omenirii, Jan Hus era predicator în Praga, Republica Cehă. El a vorbit deschis împotriva minciunilor și a apărat adevărul pe care îl citea în Scriptură. Chiar și în exil, el a continuat să-L pune pe Dumnezeu pe primul loc. Hus a fost chemat în fața Consiliului de la Constanțe și i s-a cerut să-și prezinte principiile. Odată ajuns, el a fost arestat și trimis în închisoare. Apoi a fost dus în fața Consiliului și s-a cerut să dezică de părerile lui. El a răspuns: nici pentru o capelă de aur nu voi renunța la adevăr. Refuzând să facă acest lucru, a fost trimis înapoi în închisoare. Pe 6 iulie 1415 a fost ars pe rug pentru erezie împotriva doctrinelor Bisericii Catolice. În timp ce ardea pe rug, el cânta psalmi. Sunt multe căi prin care adevărul este ignorat și respins astăzi. În mod constant, suntem ispitiți să ne compromitem crezurile mai mult sau mai puțin. Dumnezeu continuă să ne invite să rămânem în adevăr orice ar fi. Uneori, acest angajament ne va duce la persecuție și la moarte. Pentru majoritatea, acest lucru ar putea fi un mare inconvenient. Totuși, noi trebuie să avem curajul din partea Domnului Sfânt să-L punem pe Dumnezeu pe primul loc mereu. Suntem binecuvântați cu relatările despre bărbați și femei care și-au sacrificat confortul pământesc pentru misiunea dată Bisericii de Iisus. Vestea bună a mântuirii nu ar fi putut ajunge la noi dacă ei nu ar fi fost curajoși și hotărâți. Acum este rândul nostru să-L punem pe Dumnezeu pe primul loc și să împlinim această misiune. Rugăciune, Tată Ceresc, în această dimineață ne închinăm Ție prin darurile și zecimile noastre. Te rugăm să ne dai curaj să Te punem pe Tine pe primul loc în viața noastră. În numele Domnului Iisus, amin. Colecta de astăzi este destinată bugetului comunității locale.
Slavă-ți se cuvine, Doamne Iisuse, pentru că astăzi suntem aici, poporul Tău strâns ca unul singur, stă în fața Ta și bucuroși au adus darurile și zecimile. Îți mulțumim din toată inima, Doamne, și dorim ca aceste daruri să ajungă în lucrarea pe care Tu trebuie să o aduci la bun sfârșit. Îți mulțumim pentru cei ce trudesc pe ogorul Evangheliei. Dă-le, Doamne, multă sănătate, înțelepciune și pricepere. Te rog, din toată inima, să-ți întinzi mâna peste bolnavii poporului Tău. Să vindești, Doamne, acolo unde știi că este mare nevoie. Aceste daruri care au fost aduse, Doamne, ajută să ajungă și la orfani și la văduve, să-i bucuri Tu, Tatăl nostru, și într-un mod deosebit să-ți iei pe brațele Tale conducătorii Tăi. Îți mulțumim din toată inima pentru că vei da o binecuvântare deosebită tuturor celor astăzi care, de la acest anvon, vor învăța poporul să meargă mai departe pe cărarea Ta. Îți mulțumim în numele Lui Hristos. Amin. Thank you.
și corului pentru închinarea adusă prin muzică. Spun bun venit tuturor fraților, surorilor care au venit la închinare, dar aș vrea să spun într-un mod special, am aici un tânăr care l-am vizitat duminică și astăzi este aici, Budacă Ionuț. Bine ai venit, Ionuț, aici, are o seră frumoasă acasă, e un băiat muncitor, Dumnezeu să binecuvinteze munca lui, dar căutările lui. Ionuț, erai micus, ai spus că nu știi de când ai fost adus de părinți aici, dar uite, acum tu ai să știi. Domnul să te ajute să vii aici. Spun un bun venit domnului Băncilă și aș vrea să rămân aici, mereu. Domnul să asculte ruga noastră. În mijlocul nostru e o familie și eu vreau să le spun într-un mod special bun venit aici. Este familia Daian, Liliana și Ionel. Ei vrea să ne aducă o mărturie ce înseamnă ca să ne rugăm unii pentru alții. Biserica noastră s-a rugat pentru dumnealor, a solicitat să ne rugăm pentru ei și Dumnezeu a ascultat ruga. Este un lucru extraordinar să avem acest feedback, să știm că atunci când ne rugăm, Dumnezeu ne ascultă. Vreau să... Cum s-a întâmplat domnul Ion cu problema dumneavoastră? Bine ați venit! Luați masca ca să vă auzim și să vă vedem frumos. Sunt foarte impresionat de momentele pe care le-ați prezentat până acum și am avut și o altă vizită anterioară în care am văzut câteva aspecte legate de desfășurarea unei zile sau să zic așa ore în care noastră sunteți împreună și mijlocitorul nostru cel mai important om pentru noi este domnul Cazacu, care a avut amabilitatea să ne invite și tot cu ajutorul dânsului, la momentul meu mai puțin prielnic și neplăcut pentru faptul că eram într-o situație atât de deplorabilă, să zic așa, pentru că o răceală puternică m-a prins atât de rău încât epuizarea mea se manifesta de la ceas la ceas și eram din ce în ce mai pierdut, să zic așa, și mergeam pe un drum din ce în ce mai întunecat. Având în vedere că ne leagă această prietenie cu domnul Cazacu, dânsul a fost amabil și m-a sunat, cum de obicei mai facem, sunându-ne unul pe celălalt, să vadă situația noastră, ce mai facem. Și aflând de mine că nu sunt într-o stare fizică foarte bună, vorbim și cu soția. Problema pentru care ne-a rugat? Da, a fost ca să avem o rugăminte, a fost din partea noastră către dânsul, de a se ruga și pentru noi. Și dânsul a fost, ca să zic așa, atât de amabil încât a spus, zice, voi vorbi și cu pastorul și colegii de la colegii dânsului, ca să zic așa. Și lucrul acesta a fost definitoriu pentru noi, pentru că n-a durat foarte mult după acest moment și situația mea s-a îmbunătățit văzând cu ochii, exact cum spuneam mai înainte când eram moleșit, să zic așa, de la o oră la alta, acum se simte la invers. Rugăciunea care a fost făcută, înălțată de biserică, a simțit-o și dumneavoastră? Da, pentru că... Și cum? Prin, să zicem, acel văl, intervenția. Văl mai întunecat care mi era mie înfățișat pe mai tot timpul, care se risipea câte, să nu zic câte puțin, ci chiar într-un mod foarte rapid. Mulțumim foarte mult. Dumnezeu, Domnul Iisus a încurajat pe ucenici și ne încurajează și pe noi să ne mijlocim, să ne rugăm unii pentru alții. Vă promitem și biserica că ne vom ruga în continuare pentru dumneavoastră. Și Dumnezeu să vă ajute să descoperiți pe cel care răspunde la rugăciunile noastre, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și încă o dată vă mulțumesc și vă doresc și noi vă mulțumim pentru frumoasă.
vizita aici și pentru prezența. Luați loc. Vreau să vă spun, era în sabat dimineața. Mă pregăteam să vin la biserică, mă asculam dimineață. La ora 6:30, doamna Lenuș, domn Cazacu, soțul meu, are temperatură și e grav. Nu mai vorbește, nu mă mănâncă, nimic, sunt nenorocit. Vă rog frumos să se roage biserica pentru dânsul. Amin. Să facem un lucru. Frate, zic, ce fac, frate pastor? Zice, frate, mergi cu mine la Pădul Turcului. Păi, frate, de și cum fac? Trebuie să duc misiunea asta la îndeplinire. Zice, lasă că este pastorul Luncanu acolo. Vă rog frumos să dați telefon pastorului Luncanu să se roage biserica pentru familia aceasta. Îi dă telefon și am avut asigurarea că se va ruga, pastorul va pune comunitatea să se roage și zice, haide-mi la Podul Turcului. Ne-am rugat și la Podul Turcului pentru această familie. Acum eu, ce să credeți dumneavoastră? Duminică dimineața, curios, să vedem rugăciunea ascultată. A, da. Și întreb pe doamna Lenuș, ce face domnul Lenuș? Zice, e bine, a scăzut temperatura, are poftă de mâncare acum. Și am zis, încă o minune pe care o face Dumnezeu prin rugăciune în secolul acesta. La 2021 de ani Dumnezeu încă face minuni prin rugăciune, dar ce trebuie aici? Credință, să ai încredere că Dumnezeu rezolvă problema, fraților. Mulțumim. Dânsii pentru astăzi a dus să mulțumească, mii de mulțumiri, îmi spuneam ea, mii de mulțumiri, mii de mulțumiri. Dar dânsii a vrut să mulțumească bisericii că s-a rugat pentru sănătatea dânsului. Domnul să fie lăudat pentru acum ce lucru. Să vedeți? Eu îi spun, luni, îi spun, doamnele, nu știu, rog frumos, să vină domnul, să veniți până la Piața Sud, să vă aduc un bidon de suc de struguri. Știți ce e la suc de struguri? Must! Și credeți, miercuri era ora slujbașilor și zic eu, miercuri, la ora 9 ne întâlnim la piață, la stația din piață. Și, într-adevăr, trebuia să vin la ora 9 la biserică. Și vin, mă duc la piață și aștept să vină doamna Lenuș. Dar de unde? Că doamna Lenuș nu vine. Și vine domnul Ionuț cu mașina. Băi, a rămas surprins, a rămas uimit. Ia uite, domnule, dânsul, a venit un om bolnav care era distrus complet, foarte descurajat și vine cu și am venit, ne-am mulțumit de el și zice, eu de acum mă duc la biserică, la ora 9 trebuie să acolo. De el zice, nu, hai că vă duc eu cu mașina. Mulțumim. Am văzut într-adevăr minunea și fraților, să lăudăm pe Dumnezeu. Mulțumim foarte mult. Și să ajute bunul Dumnezeu, așa cum suntem aici, să fim și în împărăția lui Dumnezeu. Amin. Și acolo să mulțumim Domnului pentru tot ce a făcut el pentru noi. Amin. Amin. Sora Jireghe, am fost vizitată și ne-a rugat ca întreaga biserică să ne rugăm pentru ea. Aș vrea ca în momentele următoare să ne rugăm pentru sora Jireghe și pentru Ionuț, care este cu noi, ca Dumnezeu să asculte rugăciunea noastră și să folosim această ocazie. Ne ridicăm. Și pentru Tată Bun, în fața Ta venim în această zi de sabat să ne închinăm, să-ți mulțumim pentru posibilitatea și bucuria de a mijloci unii pentru alții. Îți mulțumim pentru că Tu răspunzi la rugăciunile noastre. Dovadă este mărturia care a dat-o această familie și te rog să-i binecuvintezi, să binecuvintezi căutările dumnealor. Te rugăm pentru sora Valerica, care este bolnavă acasă, mâna Ta de medic să fie asupra ei, să-i aduci sănătate întregii familii și să ne bucurăm împreună cu ea. Ne bucurăm că cu noi este Ionuț Budacă, te rog, Doamne, să-l binecuvintezi, ca tânăr să-și găsească tovarăși de viață și, Doamne, mai întâi de toate să te găsească pe Tine, să te cunoască personal, dintr-o experiență personală. Rămâi cu noi și binecuvintează venirea noastră aici și vorbește-ne fiecăruia potrivit cu nevoia noastră. Ne închinăm și îți mulțumim că ne asculți pentru că Te-am rugat în numele lui Iisus. Amin. Timpul întâlnirii dumneavoastră, vreau să vă mulțumesc și pentru ajutorul dat unui prieten care a fost foarte bolnav, chiar critic, și pentru care tot dumneavoastră v-ați rugat, odată cu rugăciunea făcută pentru Ioan. Este vorba de un om care consumă alcool, este ortodox, dar și-a pierdut calea, ortodox ca și noi, și-a pierdut calea. Și-a pierdut atât de rău încât a rămas fără prieteni,
un singur om l-a mai însoțit în momentele grele și i s-a făcut rău într-o joi la serviciu, a leșinat, a fost chemată salvarea, a refuzat să meargă. A mai trecut o zi, a mers la medicul de familie, foarte greu s-a mișcat, din momentul acela n-a mai băut deloc, dar probabil că intrase în sevraj și tremura tot, de-abia se ținea pe picioare. A fost trimis la pneumologie, avea un început de pneumonie, a fost adus acasă de către prieten, singur, într-o casă neîngrijită de 3 ani jumătate. Deci, el, după serviciu, consuma alcool și nu mai știa nimic, nici de curățenie, nici de nimic. Ideea este că a intrat ca într-o transă, am să folosesc chiar expresia lui. El nu este un om cu credință declarată. Bănuiesc că în sufletul lui are o credință. El spune, eu am pe Dumnezeu meu. Nu știu ce înseamnă. Da. Ideea este că de vineri a intrat ca într-o stare de letargie. Pur și simplu adormea, dacă pot spune adormea. Nu mai era conștient. Trebuia să-l zgâlție puternic prietenul când venea pe la el ca să poată să-i dea niște pastile, să încerce să-l hrănească, dar refuza, cum refuza și dânsul. Nu era lucid, vorbea 2 propoziții, după care nu mai putea spune nimic. Bolmojea cuvintele. Miercurea următoare a căzut în casă, a fost găsit căzut, inconștient. A fost chemată salvarea, a refuzat să meargă. Joi s-a întâmplat același lucru. Toți s-au pregătit pentru ce e mai rău. Pentru că el nu se putea ține pe picioare deloc. Lăudăm pe Dumnezeu pentru intervenția lui specială în familia noastră și a soțului. Îmi cer scuze că vă răpesc atâta timp, dar vreau să vă spun că după rugăciunea pe care ați făcut-o cu toții și vă mulțumesc din suflet pentru acest ajutor, Dumnezeu să vă răsplătească efortul și gândurile bune. Duminica a sunat pe băiatul lui și a spus, tată, ce se întâmplă cu mine? Și băiatul a spus, cum? Adică, bine, băiatul s-a speriat pentru că el știa că nu este lucid tatălui. El era în București, iar tatăl aici în Bacău. Ce se întâmplă cu mine? Că eu nu pot merge. Și i-a explicat care a fost situația, cu toate refuzurile. Zice, nu se poate, cum să refuz? Zice, ai refuzat, tată, și m-am supărat pe tine și mi-am pierdut 2 zile stând lângă tine și încercând să te lămuresc. A zis, tată, eu nu știu decât atât. Când am căzut la serviciu și știu că am fost în transă. Este un cuvânt pe care el nu l-a folosit niciodată și nici n-a crezut în așa ceva. A spus, am fost în transă, am fost operat la coloană, în partea lombară, mi s-a introdus un chip, eu vă spun exact ce a spus, și n-am fost închis în totalitate. Și m-am trezit cu o durere cumplită. Atâta știu. Din momentul acela, este foarte lucid, vă spun, el din cauza alcoolului, consumând mult, cădea pe stradă, se lovea de trotuar, de una, de alta, deci tot timpul spuneam că mintea lui va fi tulbure când își va reveni. Este foarte lucid. Pentru mine aceasta mi se pare cea mai mare minune, foarte lucid. Își ia tratamentul, a început să meargă, deci după acea duminică, marțea, nora lui s-a gândit să-i trimită un cadru, ceva intim ca să poată să utilizeze mai ușor, pentru că neputând să meargă, el era îngrijit de la Crucea Roșie, de 2 persoane. Din momentul în care a primit cadrul, a început să se deplaseze cu el prin casă, a mers la toaletă, n-a mai avut nevoie de îngrijire, deci cred că este cel mai bun exemplu de minune pe care Dumnezeu o poate face. Eu... Mulțumim. Mulțumim, doamna Eliana, o să vă invităm și la o altă ocazie să prezentați experiența înaintea lui Dumnezeu. Mulțumim.
Ne bucurăm că astăzi este cu noi fratele Sebi Felea, instructor muzical din partea Uniunii. Bine ai venit la noi și aș vrea să te simți bine în comunitatea noastră și să mai vii. Domnul să te folosească astăzi să ne aducă un cuvânt special. Mulțumesc, este o atmosferă frumoasă, chiar înălțătoare, cea în care am început acest serviciu divin cu imnurile de laudă, aduse de întreaga comunitate, de formația de instrumente, de cor și, bineînțeles, cu aceste mărturii copleșitoare despre felul în care Dumnezeu intervine. Și aș vrea doar o singură clipă să poposesc aici. Dacă astăzi stăm și ne bucurăm de felul în care Dumnezeu a răspuns rugăciunilor într-un mod instant sau foarte rapid, cred că este momentul să întărim încrederea noastră în Dumnezeu și pentru experiențele în care răspunsurile nu vin imediat. Probabil că fiecare putem să privim în experiența personală, la traseul pe care Dumnezeu ne-a condus și să ne amintim de asemenea momente în care Dumnezeu, în dragostea Lui, a răspuns imediat și de alte situații în care răspunsul Lui, cel puțin în percepția noastră, s-a lăsat așteptat. Și avem nevoie de încredere în Dumnezeu și de credința că El știe cum este cel mai bine în oricare dintre situațiile pe care urmează să le parcurgem și să-i mulțumim Lui că El este în controlul vieților noastre. Mergând acum către tema pe care urmează să o parcurgem în minutele pe care le avem la dispoziție, vreau să vă spun că am așezat pe primul slide al prezentării imaginea aceasta cu un stâlp cu cât mai multe indicatoare. Le-am numit indicatoarele muzicale. Vreau să vă spun că am căutat imaginea cu cele mai multe indicatoare posibile. De ce? Vorbeam aseară doar succint despre faptul că astăzi suntem invadați de o multitudine de opțiuni în privința stilurilor muzicale. Și obișnuiesc să spun că dacă ar fi existat acum 100-150 de ani posibilitatea căutării Google, și prin secolul XIX cineva ar fi căutat pe Google stiluri muzicale, ar fi primit ca răspuns un număr limitat de posibilități. Dar dacă astăzi cineva are curiozitatea, acum sau eu știu în pauza de la amiază, să mergeți pe internet și să căutați pe Google stiluri muzicale, veți primi câteva sute de stiluri individuale. Câteva sute. Imaginați-vă combinațiile dintre toate acestea și la câte mii și zeci de mii de rezultate putem să ajungem. Și atunci, stând în fața unei puzderii de opțiuni, este normal să ne întrebăm dacă toate acestea ne reprezintă pe noi cu profilul de creștini sau dacă este o anumită selecție între toate posibilitățile acestea sau pur și simplu să nu ne mai punem întrebarea aceasta. Există o declarație foarte bine cunoscută a Apostolului Pavel din Filipeni, capitolul 4. Spune, încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Observați că eu am subliniat câteva elemente din versetul acesta. Pentru că, probabil, de obicei, atunci când, în calitate de creștini, ne gândim la Sfânta Scriptură, avem în atenție câteva direcții. Probabil că una dintre ele, cea mai importantă sau dintre cele mai importante, este să avem o doctrină corectă. Nu-i așa? Ceea ce credem noi la nivel de învățătură biblică să fie foarte bine justificat cu textul Scripturii. Că e vorba despre învățătura despre Saba, despre sanctuar, despre judecată, despre Dumnezeu, despre conduita vieții creștine, totul să fie foarte bine ancorat în Scriptură. Să fim întotdeauna în stare să justificăm cu Scriptura credința noastră. Un alt aspect este cel despre care, cel puțin succint, am vorbit la școala de sabat. Să știm cum să ne purtăm unii cu alții. Faptele noastre să fie în acord cu indicațiile comportamentale pe care le găsim în textul Scripturii. Pentru că dacă ne comportăm altfel, înseamnă că nu L-am cunoscut pe Dumnezeu, nu cunoaștem poruncile Lui, ca atare nu vom avea nicio finalitate fericită a mântuirii. Și probabil că aceste două direcții tind să acapareze atenția noastră când vorbim despre Biblie. Dar iată că Apostolul Pavel subliniază câteva elemente care nu fac parte din perimetrul acesta. Ceea ce este vrednic de iubit, ceea ce este vrednic de primit, ceea ce este curat. Lucrurile acestea trebuie să ne însuflețească.
Din declarația aceasta înțeleg că Pavel ne spune că un creștin trebuie să treacă dincolo de ceea ce înseamnă o teorie bine articulată și un comportament adecvat. Se pare că creștinul trebuie să ajungă și să dobândească o capacitate a spiritului prin care să distingă care sunt acele elemente de ordin estetic, acele lucruri care să reprezinte hrană pentru suflet. Ce să-mi placă? Ce să iubesc? Cu ce să-mi hrănesc viața mea spirituală? Mai mult, Dumnezeu făcuse promisiunea prin prorocul Ezechiel că își va învăța poporul să facă deosebire între ceea ce este sfânt de ceea ce nu este sfânt, de ceea ce este curat, de ce este necurat. Și vreau să vă vorbesc despre câteva criterii pe care oamenii le respectă atunci când fac alegeri în perimetrul stilurilor muzicale. Și va trebui să precizez că acestea pot fi fie asumate într-un mod conștient, fie sunt urmate într-un mod intuitiv. La modul propriu, cum știu care este muzica pe care o cânt, pe care o ascult, fie în cadrul închinării, fie în mediul vieții de fiecare zi. Am să le enumăr prima dată criteriul estetic, criteriul influenței muzicii, criteriul pragmatic și criteriul teologic. Aș vrea să nu fiți speriați uitându-vă că timpul este înaintat, puțin înainte de 12 ne oprim, orice ar fi, și continuăm după amiază în funcție de disponibilitatea, de răbdarea, de interesul pe care îl veți avea. Criteriul estetic. Spune că susținătorii acestei orientări, muzica exprimă în formă artistică adevăruri la care discursul obișnuit poate doar să facă niște aluzii. Și următoarea declarație este puțin mai lungă și mai alambicată, dar în esență spune același lucru, că limbajul cuvintelor oferă niște noțiuni, dar ca noțiunile acestea să ajungă la un nivel profund de spiritualitate, limbajul cuvintelor e mărginit, ca atare este nevoie de artă. Pentru că arta, spun ei, ajunge acolo unde cuvântul nu mai reușește să ajungă. Adică este capacitată cu o forță care să impresioneze sufletul, zona noastră de spiritualitate, într-un mod atât de profund, încât aluziile sau direcțiile oferite de cuvânt să fie duse la capăt prin limbajul artei și implicit sau într-un mod special prin limbajul muzical. Există și o serie de versete biblice care sunt luate ca sprijin pentru orientarea aceasta. Este o preocupare, o orientare care are o mare preocupare pentru excelență. Și se ia ca unul dintre argumente declarația lui Pavel din Coloseni: orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Și dacă versetul acesta se referă la orice poate fi posibil din experiența umană, asta înseamnă că implică și muzica, și dacă facem muzică pentru Domnul, trebuie să o facem într-un mod desăvârșit, pentru că Dumnezeu așteaptă din partea noastră lucruri desăvârșite. Orientarea aceasta are o mare apetență, o mare aplecare spre perfecțiunea tehnică în interpretare. Și să ia ca exemplu îndemnul pe care Dumnezeu, sau îndemnurile pe care Dumnezeu îi le dă în mod repetat lui Moise atunci când îi dă instrucțiuni pentru construirea cortului întâlnirii cu toate elementele de acolo. Dumnezeu îi spunea lui Moise ca toate lucrurile să le facă cu măiestrie. Am subliniat această expresie la finalul versetului și o putem întâlni în Cartea Exodului, în capitolele care vorbesc despre instrucțiunile cu privire la facerea cortului, foarte des, cu privire la fiecare obiect de mobilier. Totul trebuia să fie făcut cu măiestrie. Și atunci oamenii aceștia spun, dacă Dumnezeu a fost atât de atent încât să îl atenționeze pe Moise și să îi spună că nu se poate face oricum, așa, că Dumnezeu primește orice, cum s-ar putea ca la nivelul muzical Dumnezeu să privească favorabil la orice îi aducem noi? Ei bine, nu e așa. Dumnezeu dădea detalii foarte, foarte minuțioase, cum să fie făcute frunzulițele, cum trebuie să fie făcute ornamentele. Ei, dacă Dumnezeu era atât de preocupat de detalii în privința mobilierului de la templu, cum ar putea să fie mai puțin atent la produsele muzicale?
Și atunci, concluzia la care ajung cei care merg doar pe criteriul acesta, este că tot ceea ce noi aducem lui Dumnezeu, mai ales în spațiul închinării, trebuie să fie desăvârșit din punct de vedere tehnic. Ce înseamnă aceasta? Dacă corul pregătește o piesă, nu o va prezenta niciodată în public dacă nu s-au rezolvat toate falsurile. Dacă instrumentele pregătesc și ele ceva, nu vor veni niciodată înaintea lui Dumnezeu în închinare, până când, din punct de vedere tehnic, nu este totul desăvârșit, la nivel de dinamică, de nuanțe, de expresie, de intonație, de timbralitate, de tot ceea ce înseamnă parametrii fizici și ceea ce înseamnă gramatica muzicală. Dacă nu este totul desăvârșit, asta înseamnă că e o jertfă care are cusur și nu te poți prezenta înaintea lui Dumnezeu cu așa ceva. Se invocă calitatea de creator al lui Dumnezeu ca autor al frumosului și acesta este unul dintre versete. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. Orientarea aceasta îmbrățișează de obicei tot ceea ce este recunoscut în mediul academic, în mediul artistic ca fiind valoros. Și eu cred că și dumneavoastră ați putut aprecia că există lucruri bune în abordarea aceasta, în același timp există niște probleme lăsate nerezolvate. Și vreau să privim puțin la riscurile pe care le presupune abordarea doar din perspectiva estetică. Este posibil ca frumosul acesta estetic să fie confundat cu obiectul pe care noi îl adorăm, cu Dumnezeu. Adică să ne adunăm pentru o închinare, dar în realitate inima noastră să fie delectată de frumosul artistic. Și acesta devine scop în sine, nu mai este mijlocul care să ne trimită către Dumnezeu. Apoi, o manifestare artistică foarte bine pregătită, minuțios șlefuită, prezentată la un nivel de interpretare tehnic de înaltă ținută, sigur că în mod firesc, în mod normal, trezește o anumită exaltare emoțională. Dar aceasta s-ar putea să fie confundată cu comuniunea cu Dumnezeu. Trebuie spus că atunci când oamenii merg într-o sală de concert, fie că e vorba despre o orchestră profesionistă sau că e vorba despre un ansamblu care are o anumită popularitate prin prisma calității produselor muzicale pe care le oferă, oamenii aceia trăiesc o emoție specială, dar nu în mod obligatoriu, chiar ascultând muzică nobilă, de înaltă calitate, muzică cultă, nu în mod obligatoriu au parte de o experiență a închinării. Se duc pur și simplu pentru o experiență umană de delectare estetică. Și cum putem noi ști că atunci când am intrat în biserică și am ascultat un cor foarte bine pregătit sau un ansamblu instrumental foarte bine pregătit și ne-a oferit o delectare estetică, cum știm că aceea a fost închinare? O altă problemă nerezolvată. Din moment ce este acceptat repertoriul care este considerat de o largă majoritate a comunității academice sau a comunității artistice ca fiind valoros, cum știm că și Dumnezeu aprobă repertoriul acela? Și probabil că cea mai dificilă dintre problemele nerezolvate are în vedere versatilitatea stilistică. Ce însemnează aceasta? Există stiluri foarte îndepărtate, unele de celelalte, prin maniera lor, prin gramatica lor muzicală, dar în teritoriul fiecăruia există lucruri de valoare și lucruri care nu constituie ceva care să atragă interesul. Hai să dăm exemple de lucrări muzicale de foarte mare valoare. Dacă ne gândim la perioada barocului, probabil că cădem de acord cu faptul că oratoriile lui Bach, nu știu, Mateus Passion sau Misa în si minor sau niște cantate care și-au câștigat și în timp notorietatea și valoarea lor, sunt niște capodopere. Suntem de acord, nu-i așa? Mergem mai departe în perioada clasicismului muzical. Haideți să ne gândim la lucrări muzicale, nu neapărat din zona sacră. Sinfonia a noua lui Beethoven este prima sinfonie din istoria muzicii care aduce corul alături de instrumente. Și suntem de acord că este opera unui geniu, unui om cu totul înzestrat și este o lucrare valoroasă pentru perimetrul clasicismului. Nu-i așa? Dacă venim puțin mai aproape spre perioada modernă,
Haideți să ne gândim la Stravinsky, la sărbătoarea primăverii. Nimeni nu o să conteste că lucrarea aceea este o capodoperă pentru zona stilistică a perioadei respective. Sau, dacă abordăm o altă zonă, Gershwin, Rapsodia albastră, este o capodoperă pentru zona de jazz simfonic. Și dacă am vorbit despre jazz, putem să mergem să abordăm lucrări din cultura pop. Piese faimoase, hituri pe care le cântă Michael Jackson, The Song of the Earth sau alte lucruri, sunt capodopere ale stilurilor respective. Nimeni nu le contestă valoarea în contextul respectiv. Dar, atunci când stăm față în față cu profilul de spiritualitate creștină, de unde știm care dintre stilurile respective corespund cu profilul creștin și care se îndepărtează? Pentru că criteriul estetic luat separat spune următorul lucru. Tot ceea ce este valoros, tot ceea ce este bine clasat din punct de vedere axiologic într-un anumit stil, este de acceptat. Ori lucrul acesta creează de obicei mari frământări. Al doilea criteriu, criteriul influenței muzicii. Să ia unul dintre cele mai importante versete biblice în zona aceasta, cel din a doua epistolă către Tesaloniceni, unde Pavel spune: Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin, și duhul vostru, și sufletul vostru, și trupul vostru să fie păzite întregi și fără prihană la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Aici Pavel vorbește într-un mod în care caută să vorbească despre plinătatea ființei umane, inclusiv de partea fizică. Și potrivit cu criteriul acesta, cei care îl îmbrățișează spun că va trebui examinat felul în care muzica are efecte asupra componentei noastre biologice, asupra componentei fizicului nostru și a neuropsihicului. Și aici se înscriu toate experimentele despre care cu siguranță ați aflat, despre ce se întâmplă cu plantele, cu animalele atunci când sunt expuse la diferitele stiluri de muzică, despre felul în care, nu știu, plantele cresc foarte frumos și armonios atunci când li se pune muzică clasică, muzică de Mozart, și despre felul în care se ofilesc atunci când li se pune muzica rock. Ați auzit despre șoarecii care trebuie să străbată un anumit labirint și inițial sunt trecuți pe acolo fără niciun fel de influență muzicală, după care și ajung într-un timp de, nu știu, 6-7 minute, să zicem, nu mai rețin cu exactitate. Dacă li se pune muzică clasică, ajung în 2 minute, adică mult mai repede. Dacă li se pune muzică rock, nu mai ajung deloc și încep să se mănânce unii pe alții. Sau despre felul în care îngheață apa atunci când este pusă la temperaturi foarte joase și care sunt formele din gheață, nu? Care sunt structurile care se formează acolo atunci când în procesul acesta apa este expusă la muzica clasică și de toate formele frumoase. Și așa. Și despre felul în care îngheață cu forme haotice atunci când apa este expusă la celelalte exemple muzicale din cultura pop-rock. Toate aceste experimente și multe altele pe care nu le enumăr acum se înscriu în zona aceasta. Și spun așa, dacă analizăm cu parametrii fizici, pentru că muzica, în afară de fenomen artistic, este un fenomen fizic, acustic. Nu? Sunt unde sonore care pot fi măsurate și corpul uman este examinat, nu, cu pulsul care este luat, cu tensiunea, cu tot ceea ce înseamnă bătăile inimii și cu un mod științific măsurabil. Și atunci orientarea aceasta spune că trebuie să examinăm felul în care diferite stiluri muzicale influențează biologicul și partea neuropsihică. Tot în zona aceasta sunt și studiile din perimetrul muzicoterapiei. Și eu cred că sunt importante descoperirile care s-au făcut. Ne aduc un plus de informații foarte valoroase. În același timp, există și niște probleme lăsate nerezolvate de criteriul acesta. De obicei, oamenii care au prezentări legate de muzică, într-un context al relaționării muzicii cu profilul spiritual, tind să dezvolte un discurs negativist al interdicțiilor, în loc să ofere o cărare a indicațiilor către ceea ce este valoros. Ai văzut ce se întâmplă dacă asculți muzică rock?
Ai să ajungi să fii violent, ai să ajungi să îți abandonezi familia și să ai o viață de promiscuitate. Ai văzut ce s-a întâmplat cu cel care trăia, a ajuns la sinucidere. Ca urmare, dacă faci și tu la fel, ai să ai niște comportamente aberante, ai să înghiți niște valori care sunt în contradicție cu Scriptura, mintea îți va fi tulburată și cineva va veni și va spune cu sinimentate, da, am ascultat toată viața, respect familia, nu sunt violent. Așa. Trebuie recunoscut că examinarea pur științifică este destul de limitată în privința muzicii. Pentru că, în mod curent, se iau acele exemple din zone extreme. Adică pui animalelor sau plantelor muzica clasică bine aleasă, în contrast cu anumite materiale muzicale din perimetrul rock, în care beat-ul este puternic, sunt folosite frecvențele foarte joase, cu bașii aceia puternici, repetitivi, într-un fel în care, și dacă n-ar exista un sistem de măsurătoare științifică, l-ai putea simți și fără aceasta, că nu-ți face bine. Este dificil, de exemplu, pentru abordarea pur științifică, să stabilească gradul de moralitate, de înălțare sufletească sau artistică pentru un material muzical la o zonă de interferență. Când asculți o piesă în care este folosită orchestrația tradițională a muzicii clasice, dar cu inflexiuni sau cu zone cromatice specifice din jazz presărate aici-colo. Măsurătorile acestea nu vor fi în stare să spună care este nivelul de moralitate al unui asemenea material muzical. Am vorbit, cred că, deja despre elementul acesta. Un alt risc. Știința tinde să se transforme într-un arbitru ultim. Domnule, dacă ați pus știința, înseamnă că așa e. Dar știți că și știința are limitele ei în a ne oferi informații despre realitate. Știința nu ne demonstrează existența lui Dumnezeu. Pe aceasta o avem prin credință, prin faptul că a fost sădită în sufletul nostru. Nu? Încercați pe cale științifică să demonstrați lucruri din transcendent și au încercat mulți și există o istorie bogată de la raționaliști încoace cum au încercat pe cale rațională să facă argumente care să demonstreze existența lui Dumnezeu și există elemente valoroase și în discursurile acelea, dar iată că finalmente dacă nu avem credință în Dumnezeu putem să avem toată știința și nu vom ajunge la o asemenea concluzie. În perimetrul artistic, știința poate să ofere anumite indicii, dar nu poate să fie un arbitru ultim. Al treilea criteriu, cel pragmatic, probabil că este ultimul pe care îl abordăm în dimineața asta. Se folosesc versete precum tot ce are suflare să laude pe Domnul. Nu? Și mai spune Apostolul Pavel într-un loc, cu iudeul m-am făcut ca un iudeu ca să câștig pe iudei, cu cei ce sunt sub lege m-am făcut ca și cum aș fi sub lege, măcar că nu sunt sub lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Ce spun cei care îmbrățișează criteriul pragmatic? Domnule, nu ne mai punem atâtea întrebări. Dacă îi adună pe oameni la biserică, asta e ceea ce contează. Tot ce are suflare să laude pe Domnul. Fiecare cum știe, fiecare cum simte, fiecare după cultura lui. Am spus acum un cuvânt fatidic pe care îl vom lua puțin în atenție în ocazia de după amiază. Cultura. Fiecare după cum a înțeles. Dacă Pavel a avut flexibilitatea să se adapteze la medii diferite și să-și adapteze discursul în funcție de oamenii care receptau mesajul lui, noi de ce să fim scorțoși și să impunem anumite direcții și să vorbim despre limite, să vorbim despre granițe, când, iată, dacă oamenii cu toată inima laudă pe Domnul, cine suntem noi să spunem că e greșit sau că e corect? Dacă astăzi în biserică erau doar 20 de oameni care s-au închinat și am schimbat stilul muzical, l-am adaptat în funcție de zona cu care erau familiarizați tinerii, atunci înseamnă că am avut rezultate. Peste 2 săptămâni, peste o lună, peste 2 luni s-au umplut biserica pentru că veneau acolo și se simțeau bine și era o experiență extraordinară. Cine este unul și altul să spună că nu a fost în regulă cu ceea ce s-a cântat în biserică? Se concentrează orientarea aceasta pe rezultate, pe relevanță, nu? Trebuie să fim actuali, trebuie să fim la zi și pe rezultate foarte rapide. Se emite pretenția că adresăm același mesaj al mântuirii, al
pocăinței, dar cu mijloace de expresie actuale care să fie relevante, adică să ne facem înțeleși. Și dorim să-i întâmpinăm pe oameni, așa spun promotorii acestui curent, să-i întâmpinăm pe oameni și pe tineri în special, pe teritoriul, pe terenul care le este familiar. Pentru că, în definitiv, scopul scuză mijloacele. Ei bine, există fenomenul de care sunteți conștienți, vă este cunoscut, al megabisericilor din zona evanghelică, din spațiul occidental în special, care adună sute, mii sau zeci de mii de adepți folosind stiluri muzicale din cultura pop. Sub această justificare, că din moment ce îi aduci pe oameni și ascultă mesajul lui Hristos, ce mai contează cum îi aduci? Bine că au venit acolo, că puteau să fie în altă parte. Și dacă metoda aceasta de rezultate, înseamnă ca atare că este binecuvântat. Trebuie să vorbim totuși despre riscurile acestei orientări. Muzica, potrivit cu criteriul acesta, este considerată un mijloc de comunicare neutru din punct de vedere moral. Ori, în ocazia de după amiază, vom vedea că, de fapt, climatul de moralitate al unei anumite civilizații a fost cel care, din care s-au născut diferitele stiluri muzicale, care preiau acel câmp de valori. Scopul scuză mijloacele. Este o sintagmă, este o declarație care nu are nimic a face cu teritoriul Evangheliei. Și apoi există acest element comun cu criteriul estetic. De unde știm că acea exaltare emoțională foarte, foarte puternică pe care au simțit-o tineri sau adulți sau vârstnici în ocaziile în care au fost dezlănțuiri muzicale fără să fie selectate, de unde știm că n-au fost pur și simplu exaltări emoționale și n-au fost de fapt comuniune cu Dumnezeu? Se confundă comunicarea cu imitarea. Păi putem să avem asemenea întâlniri în care oamenii trăiesc niște euforii extraordinare, dar fără să numim lucrul acela biserică. În alte contexte sociale se pot întâmpla lucruri asemănătoare și oamenii s-au simțit bine. Povestesc cu bucurie despre ce frumos a fost, despre cât de extraordinar s-au simțit. Dar nu neapărat că au comunicat cu Dumnezeu. Orientarea aceasta limitează experiența creștină la nivelul unui studiu de piață, bazat pe reacția clienților. A prins la public înseamnă că a fost bun. Cum știm dacă a fost rezultatul la care chiar doream să-i aducem? Și apoi, lipsa disciplinei de a căuta valori care aduc legătură pe termen, împlinire pe termen lung, tinde să transforme practica religioasă într-o religie de tip fast food. Adică am vrut acum, mi-a plăcut acum și ce mai contează? Altceva. Nu avem cum să știm care sunt niște standarde obiective în privința alegerilor muzicale în felul acesta. Sigur, este un curent susținut de relativismul valoric, foarte specific culturii postmoderne, și probabil că cel mai de temut element este că în cazurile acestea, muzica nu mai este mijlocul prin care noi adresăm lui Dumnezeu laudele noastre, recunoștința noastră, ci foarte adesea este acel mijloc de manipulare al maselor. Știți cum se întâmplă? Un discurs evanghelic care pune foarte mult accent pe sentiment, la final se face un apel pentru predarea vieților, pe un fond muzical foarte bine ales, în așa fel încât să fie sentimentalist, și te trezești cum zeci de oameni răspund apelului și în acea exaltare, în acea baie emoțională, spun că vor să-și predea viața lui Iisus Hristos. Va trebui verificat peste o zi sau două ce au înțeles din ce au făcut atunci. Sau în ce măsură a fost cu adevărat Duhul Sfânt cel care i-a determinat la o decizie. În ce măsură a fost trecut și prin filtrul minții experiența respectivă. Criteriul teologiei muzicii.
Și vreau să mă opresc pentru că e destul de târziu. Doar enunțând foarte, foarte succint, este un criteriu care caută să examineze acel mediu spiritual care a dat naștere stilurilor muzicale, să țină cont de plusurile, adică de elementele benefice pe care le aduc celelalte criterii pe care le-am enunțat și pe care le-am detaliat puțin anterior. Într-adevăr, Dumnezeu ne cheamă să aducem tot ceea ce avem mai bun, nu potrivit cu criteriul estetic. Ceea ce pregătim din punct de vedere muzical să fie cât mai bine șlefuit, la un nivel cât mai înalt, fără a uita totuși că o jertfă desăvârșită, după potrivit cu ce ne spune David în Psalmul 51, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt Duhul strobit, nu perfecțiunea tehnică. Apoi, criteriul influenței muzicii. Sigur că trebuie să profităm de toate descoperirile care s-au făcut în privința efectelor fizice, psihologice. Însă trebuie să ținem cont că acel criteriu nu spune totul și că e nevoie de un om duhovnicesc care să facă distinție între ceea ce este curat de ceea ce este necurat. În privința pragmatismului, curentul pragmatic de obicei, mai ales în ultima perioadă, în contextul european, occidental, caută să aducă cultura pop în cadrul închinării. Pentru că ceea ce înseamnă coral protestant sau ceea ce înseamnă muzică cultă este atât de demodat, nu mai spune nimic generației actuale, asta este pretenția, ca atare trebuie să venim cu lucruri actuale. Eu cred că atunci când responsabilii muzicali se gândesc la repertoriu și se gândesc la felul în care îl pregătesc, e bine să țină cont de nivelul de pregătire al celor care reprezintă închinători. Pentru că oricât de înălțătoare ar fi o scriitură foarte complexă, polifonică, dintr-o perioadă de aur a istoriei muzicii, dacă ea nu transmite totuși un mesaj și nu atinge, s-ar putea să fie doar un exercițiu pedant și nimic mai mult. Deci este bine să fim sensibili, să fim atenți la nivelul de înțelegere al celor care sunt închinători, dar fără a ajunge la sintagma că scopul scuză mijloacele. În după amiaza aceasta, am să vă invit să aprofundăm domeniul teologiei muzicii și aș vrea să închei cu același verset cu care am încheiat și aseară. E nevoie să știm foarte bine ce este în inima noastră, să fim atenți la ceea ce cultivăm, la ceea ce punem acolo, pentru că alegerile pe care le facem în viață și inclusiv în perimetrul muzicii sunt un rezultat al elementelor pe care le-am pus acolo. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Și cum v-am promis, cu fiecare ocazie am să repet, poate chiar într-un mod obsedant, lucruri pe care vă rog să-l țineți minte, chiar dacă uitați tot ceea ce v-am spus pe parcursul sabatului. Înainte de a face decizii în privința stilurilor muzicale, trebuie să ne cunoaștem identitatea. Trebuie să știm care ne sunt valorile. Trebuie să știm cum este Dumnezeu pentru noi. Să știm cine suntem. Pentru că dacă avem o identitate confuză, încețoșată, s-ar putea să avem discuții nesfârșite, interminabile, în privința stilurilor muzicale, fără să ajungem la un rezultat îmbucurător. Așadar, înainte de orice abordare în privința stilurilor muzicale, să ne cunoaștem foarte bine identitatea. Iar în ocazia de după amiază, vom descoperi cum diferite civilizații cu o identitate specifică, cu un profil de spiritualitate distinct, au dat stiluri muzicale specifice. Până atunci, Dumnezeu să ne dea înțelepciunea să cultivăm inima cu valori autentice, după slava Lui. Amin. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, închidem acest serviciu din această dimineață cu imnul 570. Suntem un an iubirea Lui.
Venim înaintea ta, Tatăl nostru, ca să-ți mulțumim din toată inima pentru această zi minunată și însorită de sabat. Îți mulțumim pentru că tu ai îngăduit ca astăzi să ne aflăm în locașul tău de închinare, unde să putem asculta cuvântul tău. Îți mulțumim pentru planul de mântuire, îți mulțumim că tu ai trimis pe Fiul tău să moară pentru noi, ca noi să putem fi și să putem sta astăzi înaintea ta. Amin. Îți mulțumim pentru confirmarea pe care tu ne-ai dat-o astăzi că asculți rugăciunile copiilor tăi. Te rugăm să ne ajuți în continuare să ne rugăm unii pentru alții și să avem încredere că tu răspunzi conform planului și voiei tale. Amin. Și te rugăm să ne ajuți să ne supunem acestui lucru. Amin. Îți mulțumim pentru că tu ai lăsat muzica, o modalitate prin care noi să-ți aducem laudă și să ne închinăm. Te rugăm să ne ajuți să fim atenți și selectivi la ceea ce ascultăm, la ceea ce cântăm și aceasta să fie conform voiei tale și să ascultăm și să cântăm doar ceea ce ne face bine trupului și sufletului nostru. Amin. Venim în continuare să te rugăm și pentru cei care astăzi nu au putut fi în locașul tău de închinare, din diferite motive pe care tu le cunoști. Te rugăm să-i binecuvintezi pe fiecare în parte, cu tot ceea ce știi că au nevoie. Amin. Și ajută-i și pe ei, acolo unde se află, să simtă binecuvântările sabatului tău. Amin. Te rugăm să rămâi cu noi în continuare în această zi de sabat, dacă va fi voia ta, să ne putem întoarce în locașul tău de închinare și după amiază, unde tu să ne vorbești. Încrezător că ne asculți rugăciunea, te-am rugat în numele lui Iisus și îți mulțumim. Amin. Amin. Vă salut și eu cu pacea Domnului Iisus, vă salut pe dumneavoastră toți și aduc cu mine salutul fraților și surorilor noastre de la comunitatea de la Grigoreni. Dimineața am fost în comunitate la Grigoreni, într-adevăr o zi fierbinte de vară, dar cu multă dragoste în inimă, dumnealor ne invită cu următoarea apreciere. Spune frate pastor, fraților noștri de la Bacău Centru să mai vină pe la noi. Așa că frații noștri de la comunitatea de la Grigoreni ne așteaptă, ne invită cu drag să mai trecem pe la ei. A fost un serviciu divin frumos și acolo. Am plecat un pic mai repede pentru că chiar mi-am dorit să fiu împreună cu dumneavoastră. Mi-am dorit să fiu cu distinsii noștri oaspeți și rog ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră și bunul Dumnezeu să ne asculte rugăciunile. Dacă există un răspuns la rugăciune, este un răspuns din partea lui Dumnezeu. Noi oamenii n-am făcut nimic. Domnul Dumnezeul nostru, El alege cum să ne răspunde, când să ne răspunde și modalitatea de a răspunde rugăciunilor noastre. De fapt, mi-am adus cu mine și o mică amintire pentru dumneavoastră. Chiar dacă aveți Biblia, aș vrea să o păstrați cu drag din partea comunității Bacău Centru și o carte care vorbește despre triumful iubirii. Este triumful lui Dumnezeu, este triumful binelui asupra răului, este triumful sănătății asupra bolii, triumful iubirii. Prin inspirație Dumnezeu ne spune că într-o zi lacrimile și durerile se vor sfârși. Vreau să mân eu cu drag. Mergeți dumneavoastră. Nu, mergeți dumneavoastră. Și am... Vă rog frumos. Într-o bună zi vom fi cu Dumnezeu pe meleagurile cerului. Și am și pentru Budacă un Nou Testament. Te rog, vină aici în față ca gest de prețuire din partea noastră. Băiatul, cum îl cheamă pe băiatul? Costel, băiatul de acum. Te rog eu, vreau să ai de la mine această amintire. Ionuț. Dar dacă ați spus în plen, e bine așa, și așa e târziu și nu vreau să zăbovim foarte mult. Mai ales după amiază, i-am anunțat o temperatură deosebită, trebuie să se aerisească și sala. Pentru noi toți, am adus revista Repere. Am 10 bucăți, de obicei le-am dat fraților, surorilor din Comitetul Bisericii. Luni de zile au fost plătite de mine personal, apoi în vreo 2-3 ocazii le-am plătit prin bugetul bisericii. Costă un singur leu.
toți cei care doresc să facă un abonament la această revistă, cu drag sunt la dispoziția noastră. Sunt frați, colegi, pastori care diferite articole, sunt surori care scriu, au acest dar din partea lui Dumnezeu. Spre exemplu, în revista de față este tratat subiectul ce este dincolo de moarte, ce se întâmplă cu noi după ce murim. Fratele Bărbulescu Cătălin are un articol deosebit de puternic. Sunt articole speciale, articole deosebite. Cu riscul că este o revistă de ordin interior, adică este o hrană un pic mai tare, nu e doar așa niște fructe, pot să vă ofer și această revistă cu drag. Dragii mei, vreau doar să mai anunț programul de după amiază și vreau și în plen să mulțumesc fratelui Felea Sebastian. Dumnealui este pastor în Biserica Adventistă de ziua 7, a terminat Institutul Teologic, cursurile de masterat și pe deasupra a terminat și un conservator, un program de pregătire în conservator muzical, un studiu mai special la pian. Mă uitam după dumneavoastră. L-am întrebat, frate Sebi, cum se face de ați avut puterea să studiați toată viața până acum? Și el îmi spune, stai liniștit, frate Săvel, că și acum tot studiez într-un program special. Credeți-mă, stăpânește domeniul muzicii și din punct de vedere al cunoștințelor, dar are și darul natural din partea lui Dumnezeu. Știți vorba din popor, o spun așa un pic mai... Și că teoria, ca teoria, da? Nu, fratele Sebastian, fratele Fela, este binecuvântat de Dumnezeu și cu teoria muzicii, stăpânește profund și are acest dar al cântecului. Dragii mei, după amiază, 18-19, programul Serviciului Divin, și v-aș invita în mod solemn, nu intrăm înainte de ora 18 în sală, vom ține aparatele de aer condiționat la maxim până la 18:05, ca să fie răcoare. Când intrăm, să ne simțim bine, să putem să ne închinăm în liniște înaintea lui Dumnezeu. Iar de la ora 19, cei care doresc să mai rămânem la un seminar de muzică, întrebări, discuții, să avem ocazia pentru acest lucru. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste noi toți și ocrotirea celui preanalt să ne însoțească pe drumul vieții, acum și în veci de veci. Amin.